fete se luptă pentru inima lui Mr. Perfect. Sunt cea mai bună alegere pentru Mr. Perfect datorită inteligenței emoționale. Fiecare are la dispoziție doar 2 zile pentru a-l cuceri. Mr. Perfect mă va alege pentru modul meu de a fi, pentru vibe-ul meu, pentru energia mea. Dar prima impresie ar putea fi decisivă. Mr. Perfect, here I am, for you. Eu am o listă așa foarte scurtă când vine vorba de ce mi-aș dori de la o femeie. Sunt 3 lucruri mari și la tine. Mi-aș dori să fie optimistă, să aibă simțul umorului și să aibă un outlook foarte pozitiv. O zi pentru a pregăti o cină perfectă și nu oriunde, ci în bucătăria băiatului. 4 ore pentru a face cumpărăturile și pentru a-și schimba lucrul. Ordinea zilelor în care fetele vor pregăti cina este trasă la sorți chiar de Anton. Prima dintre cele 3 fete nu-l va cunoaște pe Anton decât în momentul cinei. Celelalte 2 îl vor vedea înainte, live, și vor urmări parcursul primei concurente. Pe durata pregătirilor, mama lui Anton poate apărea oriunde și oricând, încurcând sau ajutând. După fiecare cină, Anton le va dărui celor 3 fete primele lui gânduri ascunse într-o inimioară. Ele vor trebui să reziste tentației de a o deschide până la finalul săptămânii, când vor fi invitate toate 3 acasă la Anton. Aici, după cina pregătită de băiat și mama lui, fetele vor putea deschide inimioarele și vor afla care a fost prima sa impresie. El le va anunța care este aleasa inimii lui. Una dintre ele va fi Miss Perfect. Aleasa lui ar putea fi printre ele. Fiecare speră să fie cea mai bună și să-i câștige inima. Cine îl va cuceri pe Mr. Perfect și care dintre ele vor suferi o mare înfrângere? Ghici cine vine la cină în cea mai apetisantă competiție a inimilor. Miss Perfect.